Bine v-am găsit la un nou clip, practic continuarea ultimului clip, partea a doua de la tier listul nostru cu desene din copilărie și de data asta avem ceva mai multe, însă sunt aproape sigur că le-am inclus pe toate și că nu prea am ratat ceva. Din nou, cum am zis și în clipul trecut pe care îl aveți în descriere, sus pe ecran, intrați și pe acela. Dacă am ratat ceva, scrieți-mi în secțiunea de comentarii și discutăm acolo și despre acele desene. Veți vedea că în acest tir sunt mai multe desene mai noi, mai moderne decât cele clasice, precum, nu știu, cei cu Andy sau copii de la 402 sau X-Men Sunt mai multe ceva mai noi, din anii 2000 încoace. Dar haideți să intrăm și în tier list. Bun, și acesta este și cel de-al doilea tir. Au rămas la fel denumirile, evident, legendar, epic, bun, meh și lăchit. Na, probabil vom avea mai multe în categorie de jos de această dată, dar na, a trebuit să le includem pe toate. Și haideți să începem, fără să mai pălăvrăgim, pentru că sunt mult mai multe ca în clipul trecut și o să stăm pe ele. Primul este Billy și Mandy. Și se duce, zic eu, la bun. Mereu mi-a plăcut, deși n-am văzut de multe episoade, dar pe cât de ciudat a fost pe atât de mișto. Nu l-am înțeles de multe ori pe deplin, dar foarte mișto Mandy în categoria aia de curaj, dar ceva mai puțin horror și mai mult spre amuzant. Și urmează Kim Possible, ceva din punctul meu de vedere foarte underrated, la bun și Kim Possible, clar foarte mișto, un intro memorabil și ceva cu adevărat finuț. Fetițele Powerpuff, hai totuși epic fetițele Powerpuff pentru că au însemnat ceva, au fost foarte mișto fetițele Powerpuff și cred că trebuie să, trebuie să le dăm meritele. Și urmează Ben 10, clasicul, legendarul. Am crescut cu Ben într-o manieră incredibilă. Am văzut Cred că fiecare episod de, de de zeci de ori, iar acel episod crossover cu toți. acel episod fenomen cu toți vilanii lui în care se adună toți vilanii lui împotriva lui Ben este incredibil și, sincer, să nu m-a deranjat nici ce a urmat după. Au mai fost vreo două serii sau chiar trei cu Ben. Am văzut ceva din toate și niciuna nu pot zic că mi-a displăcut la modul ăla, însă evident că nimic nu se compară cu clasica serie Ben care este pur și simplu legendară. Și urmează Chowder, interesant, hai să zicem bunicel, nu e chiar bun, dar bunicel Chowder, uneori când chiar n-aveam ce să văd mai la Chowder și mă distram de minune. Urmează o un serial dintr-o perioadă sau un desen dintr-o perioadă foarte interesantă și foarte importantă pentru mine, perioada cu Beyblade-ul, și este vorba despre Beyblade Metal Fusion, pe care, sincer eu... hai să fiu, hai să-l duc la epic, nu e chiar totuși de legendar, însă jucăriile Beyblade. Uh au fost incredibile și, doamne, cât m-am mai jucat cu Beyblade-urile alea. Eram la școală și ne luasem și arene de alea, ne luasem și dispozitive speciale de lansat Beyblade-ul. Era, era cu adevărat ceva. Și toată lumea avea în perioada Beyblade, chit că, chit că era fake, kit că era în magazin, nici nu conta. Era o nebunie cu Beyblade-urile și, țin minte că le schimbam piese, mă gândeam, băi, cred că asta ar mai bine pe ăsta, viceversa foarte mișto și mereu, mereu mă gândesc cu mare nostalgie la Beyblade. Și urmează Samurai Jack. N-aveam cum, adică, hai să fim serioși, Samurai Jack, legendar. Aș zice cea mai bună producție făcută vreodată de Ghinita Tarkovsky, deși pentru mine și Clone Wars-ul din 2003 este foarte sus, dar nimic nu se compara cu Samurai Jack și ei. Samurai Jack a fost la televizor într-o perioadă în care pur și simplu domina totul, adică te uitai la Samurai Jack peste orice altceva. Și urmează Pokémon. O să zic bun Pokémon, deși nu am văzut de mult pentru că nu am fost eu de mult cu desenul Pokémon, știam de Pokémon, dar efectiv desenul nu, cred că nici nu l-am prins atât de mult, dar știu că era ok. Și urmează alt ceva de legendar și este vorba despre scooby doo du n cum să nu-l pui la legendar și la Scooby-Doo aceeași discuție și filmele, adică multe filme și chiar și serii mai noi mi-au plăcut, însă nimic nu se compară cu seria originală Scooby-Doo. Un căl clasic, evident, și ce a urmat după cu atâtea filme și adaptări și chestii la Scooby-Doo, o adevărată nebunie. Însă, desene precum Scooby-Doo și Benten au farme cu lor și îl vor avea absolut mereu. Urmează spioancele. Um, asta era titlul romana, trebuie să-l pronunț așa. Spioancele. a fost un desen bun, n-am de ce să mint. O se duc undeva pe aici, dar hai Kim Possible no, Kim Possible e în fața tuturor deși Kim Possible va fi la Epic, m-am răzgândit și spioancele aici la Bun și urmează o dubioșenie totală care cred că ori îți plăcea foarte mult, ori o urai este vorba despre Flapjack sau mă rog, aventurile lui Flapjack sau Flapjack și Knuckles eu iubeam, iubeam acest desen o să-l duc totuși la Bun pentru că, hai să înțeleg și obiectiv vorbind, nu e de, de, epic, dar Flapjack a fost ceva, băi, nici nu știu cum să-l caracterizez, o ciudățenie totală, dar care te ținea mereu acolo. Episoadele în care apărea și Bobby și Knuckles era un caracter cu adevărat, cu adevărat dubios, dar și Flapjack și toate, cred că ăsta e, cuvântul care pot să caracterizez perfect acest, acest, desen dubios, dar aș adăuga și că a fost foarte, foarte, foarte mișto. Și urmează Spider-Man The Animated Series, legendar, fără doar și poate am, am iubit Spider-Man The Animated Series și culmea a fost că nu știu de ce am prins Spider-Man tezul, dar de exemplu Fantastic Four tezul nu l-am prins sau X-Men tezul nu l-am prins cred că chiar pe tot Însă Spider-Man tezul Încă mi-l mai aduc aminte foarte bine Și acele episoade cu Morbius Încă le-am adânc În minte până și în ziua de azi Ce să mai zic Genial și absolut perfect Pentru Pentru toți villainii lui Spider-Man Dar cu adevărat mereu mi s-a părut că aici în evidență Morbius Fura mereu Și Aș vrea într-o zi, chiar aș vrea să revăd Spider-Man tezul. Urmează Nașii mei vrăjitori, cred că se numea. Bun, undeva pe aici. Interesant, episoade foarte șoate, dar era ceva foarte, foarte creativ. Foarte creativ. Sunt foarte curios câți dintre creatorii acestor show-uri erau pe droguri puternice când le scriau. Chiar sunt curios. Și urmează vacanța de vară cu 100 de zile cu fineas și Ferb legendar. Na, no. na, no. no. no cum. No cum, Cine zice că nu i-a plăcut vreodată Finia și Ferb? Minte. E și o minciună mare. Finia și Ferb cu Perry, Dufon și și toate episoadele acelea în care show-ul devenea brusc, extrem de serios. Legendar. Naicum. No deci Finia și Ferb și uite cum ne-am nimerit în acest tir din nou, le-am ales cât se poate de aleatorii, dar uite cum le-am nimerit cu atât de multe la, la, legendar. Finea și Fărb, îl ador, îl iubesc și pur și simplu nu ai cum cu el. Și urmează, mai mult ca sigur, unul dintre favoritele voastre, mai ales dacă sunteți ceva mai mare de vârstă decât mine, este vorba despre Regele Shaman. Și Regele Shaman o să se ducă la bun pentru că nu prea mi-l mai aduc aminte de bine. Sincer să fiu, am prins, cred că, regele șaman când era pe terminate și de asta zic că nu sunt atât de la curent cu el. Însă țin minte că îmi plăcea și o să-l pun undeva pe aici. Ceva de genul. Dar într-o zi chiar o să-l revăd sau cine știe, o să-l văd pe nou de a purta cu mari butu. Dar da, urmează Johnny Bravo. Mm. Mm. Toate mimurile cu Johnny Bravo Și to toate chisele de atunci cu Johnny Bravo Au fost amuzante și așa Dar serialul în sine Johnny Bravo Meh, nu știu N-am fost aș, Nu știu, aș zice undeva Între bun și meh, ceva de genul Dar hai la meh pentru că Nu mi-a plăcut niciodată Johnny Bravo Atât de mult, nu mi s-a plăcut ceva Atât de wow diferit Nu știu Și urmează Ultimate Spider-Man și dacă în clipul trecut am zis de spectacolul Spider-Man că mi s-a părut superb Ultimate Spider-Man a fost aproape la fel de mișto, însă ceva extrem extrem de diferit Ultimate Spider-Man-ul, eu, eu eram destul de mic când l-am văzut pe Disney și trebuie să zic că a fost ceva A fost ceva să văd caractere precum Tigress Um, Iron Face, Nova, Luke Cage, etic, mulți în interesanți de -a lui Spider-Man să-i văd pentru prima oară, că nu știam, pe majoritatea nu știam. Și să văd altceva, o altfel de abordare asupra lui Ultimate Spider-Man. Un serial care inițial știm foarte bine că a primit mult hate pentru abordarea asta atât de diferită, atât de modernă să zicem, a caracterului, însă dacă te întorci acum la el vei vedea că show-ul și-a primit laudele până la urmă. Și mă bucur pentru asta, le merită, e ceva diferit și mereu publicul se va feri de ceva diferit care iese din zona lor de confort, însă aruncă un ochi peste altime Spider-Man că merită. Și dacă tot suntem în zona de Marvel, urmează Wolverine și X-Men care se duce la bun și care mi-a plăcut foarte mult. Wolverine și X-Men a fost și asta ceva foarte mișto din nou o abordare nouă, deja începea, adică era mânera de animații moderne și stilul de animație, stilul vizual era foarte diferit, nu pe placul tuturor, însă mi-a plăcut mult Wolverine și X-Men, mi-a plăcut cum au fost abordate și create anumite personaje, tare. E, aici, sincer, de câte ori am vorbit de, de clonuri pe canal, nu cred Că mai e nevoie să zic ceva, uitați-vă la clipurile cu Staros dacă vreți, eu doar o să-l pun aici și trecem la următorul pentru că știți deja, nu vreau să vă mai nebunesc. <laughs> e acolo. Animația mea preferată all time și cu asta am zis tot. Și urmează Johnny Test, hai să sunt serioși, n-avea ce să nu-ți placă la Johnny Test, undeva pe Aici, zic eu, Johnny Test era mișto, dar nu era totuși laboratorul lui Dexter, dacă e să o luăm așa. Și urmează ceva mult mai indie, ăsta nu era pentru toată lumea și inițial nu a fost nici pentru mine. Țin minte că pentru o bună perioadă nici mie nu prea mi-a plăcut de mult. Camp Lazlo sau tabăra lui Lazlo, era foarte ciudat, dar interesant de multe ori. Dacă îi dai timp, zic eu că te-ar te-ar fi surprins sau ți-ar fi plăcut la un moment dat. Pe aici Camp la bun, interesant, dar era ceva cu el. Nu era pentru toată lumea. Și urmează Casa Foster pentru prieteni imaginari. Undeva, hmm, aici mi-e greu, undeva pe aici, Casa Foster, dar hai totuși Johnny Test înainte de Wolverine și X-Men, îmi pare rău. Mișto Casa Foster, de multe ori foarte și Casa Foster, dar venea cu anumite morale la, la, pachet și era de multe ori tristă, era, era o tristețe ascunsă printre multe zâmbete în, în Casa Foster dar mi-au plăcut multe episoade și sincer să fiu, mă gândeam băi, câte din aceste desene, câte din aceste animații pe câte le-aș mai revedea și cred că sunt atâtea atâtea pe care le-aș revedea și aș vrea la nebunie să le revăd acum, cu ochii de acum și să văd cât de tare m-ar mai surprinde sau cât de multe chestii noi aș extrage din ele Și evident că la un moment dat o să o fac O să le iau pe rând Anul trecut am revăzut în Titans Și anul acesta o să urmeze ceva Mai mult ca sigur Poate un Spider-Man Tez Rămâne de văzut Urmează până atunci Tom și Jerry Tom și Jerry, hai zis în serios Ne-a făcut copilăria Dar... Epic Hai totuși epic, n-am cum N-am cum să nu-l pun la Epic, pe Tom și Jerry. E, și hai că trebuia să umplem toate categoriile, nu puteam să lăsăm și ultima categorie goală. Pentru că unchiul bunic ajunge la categoria de lăchit, îmi pare rău, dar n cum. Gusturile nu se discută, dar la unchiul bunic îmi pare rău, se discută. n cum. Dubioșenie mai mare decât unchiul bunic nu cred că a existat pe televizor poate că a apărut și o perioadă în care deja crescusem și nu mă mai uitam mai de mult la desene, dar unchiul bunic, nu. Nu, pur și simplu, totul, totul e greșit la, la, această animație, n avei cum. Chiar sunt curios dacă există unul dintre voi care s-a uitat la unchiul bunic și a zis, băi, cât de mișto e. Lăsați-mi în comentarii, ne, ne certăm pe acolo. Și urmează Bakugan, mai zice că mult mai mișto decât show-ul Bakugan a fost în mod în mod evident jocul efectiv Bakugan și jucările Bakugan la fel a fost un fenomen la fel de mare ca la ca la, ca la Beyblade cu Bakugan au fost niște perioade superbe și ce mai luam și Bakugan <laughs> cât de mult îmi plăceau până la urmă. Și urmează Gumball. Ei bine, Gumball, la fel un show extrem de underrated. O se ducă la Epic undeva... Undeva... Pe aici, Gumball. Băi, sincer, am iubit Gumball. Am iubit gamble, și uite, Gumball aș revedea oricând. Deci, la fel, dacă nu mă înșel, parcă și Gamba l-a păruse cu o oarecare reticență pe televizor și a primit ceva hate, dar s-a transformat foarte repede în ceva foarte mișto. Mă rog, din veștile recente de acum un an, doi ani, uimitoarea lumea lui Berechet. Dar ăsta era între show alea mișto de când eram mici. Și urmează altceva extrem, extrem de underrated nu știu câți l-ați văzut, nu știu câți ați auzit de el, dar Generator Rex e sus de tot pentru mine. Undeva, undeva, pf, e greu, undeva pe aici Generator Rex, am iubit acest show și navei cum să te uiți la Generator Rex și să nu-ți placă. Superb, ciudat, foarte matur. Generator Rex a fost printre puținele desene de pe cartoon și în general de la televizor. Care erau strict mature, care nu aveau glume la modul ăla, care nu erau comedii, nu erau chestii semi-ridicole uh, Generator Rex a fost extrem de serios și a avut niște momente foarte, foarte dark Și cred că tocmai de asta mi-a plăcut, a fost printre primele primele șor pe care le vedeam și eram, băi, ăsta e altceva. E different gravy. Și urmează ceva care nu sunt foarte familiar pentru că a la fel târziu, nu, -am, nu prea mă mai uitam, dar din câte am văzut puțin episoade era ok, însă am auzit că pe parcurs a devenit mult mai ok, are și note mari. Eu o să-l pun o să-l pun la bun, nu e de meh, chiar mi s-a părut ok Steven Universe cât m-am uitat, dar din nou, nu știu. Și urmează al doilea anime-anime din... dacă să punem ambele clipuri adunate, să le punem la un loc. În, în celălalt am avut... Naruto și acum avem Dragon Ball Z. Îmi paru că am prins foarte puțin din Dragon Ball Z, nu mai știu pe ce canal era, dar îl prindeam foarte, foarte puțin, însă Dragon Ball Z este și el la epic, Nai cum. Cât mă bucuram atunci când îl prindeam și cât ziceam, băi, trebuie să mă uit mereu, trebuie să mă uit mereu și nu apucam să-l văd. Dragon Ball Z, genial. Și urmează Looney Tunes Show. Foarte mișto, foarte important în printre desenele copilăriei. O se ducă undeva... Undeva pe aici, deși... Nu, hai să-l punem și pe Looney Tunes la Epic pentru că... Na, n-avem ce să facem, merităm. Și mai avem unul singur, la fel, foarte underrated, pun pariu că nu mulți dintre voi l-ați văzut și pun pariu că nu multora le-a plăcut Transformers Prime. Eu o să-l pun undeva pe aici. Nu știu dacă mi-a plăcut mai mult decât gamble. dar hai să zic undeva pe aici Transformers Prime, superb. Nu, hai aici. Transformers Prime, superb, este în momentul de față, chiar și până astăzi, producția mea preferată cu Transformers, am crescut cu Transformers Prime și țin minte că ce mi-a plăcut cel mai mult la acest desen a fost efectiv stilul de animație atât de diferit și 3D ca să zic așa încât, încât îmi, îmi, îmi spresese capul la vârstaia. Eram băi, wow, cum arată, Nu n-am mai văzut ceva de genul. Și Transformers Prime, totuși, și prin povestea sa ești în evidență. Poate că nu este preferatul fanilor hardcore Transformers, dar eu nu sunt genul acela de fan când e vorba de Transformers, însă Prime a fost cu adevărat superb În momentul în care dezvolți, îți iei timp să dezvolți toate caracterele din jurul lui Optimus și nu te bazezi doar pe Bumblebee și Megatron, păi ai atenția mea și deși Optimus și Megatron au fost incredibili, mai ales Megatron, hai să sim serioși, personajele mai mici au furat scena de multe ori în Transformers Prime și acesta este și tirlistul și cumva încheiem practic parcursul nostru cu, cu tirlistul desenilor din copilărie, foarte multe bune, epice și șase legendare. Mă să fie mai multe la în ce forță începusem, dar uh, au rămas așa. Din nou, abia aștept să văd în situația de comentarii ce aveți voi pe, pe, pe categoria de legendar, desenele voastre preferate, orice legat de tema acestui clip. aruncați ne și pe clipul trecut, pentru că nu pot fi văzute uh, unul fără celălalt, zic eu. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare.